Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Eu sunt Adelina Ghirea și, ca de obicei, vă întâmpin cu foarte multă bucurie, cu și mai multă bucurie astăzi și veți vedea de ce. Sper din toată inima ca și această conversație să vă aduc așa un suflet de încurajare sau măcar un mic imbold de bucurie, un mic imbold în ceea ce voi aveți de făcut, o mică încurajare. Vreau să le urez bun venit și să vi le prezint pe invitatele mele, Nico Hâș, doamna Livia Opris și Amedea Neamțu. Bun venit, doamnelor! Bine v-am găsit! Eu cred că ar fi mai bine ca Amedea să vă prezinte, de fapt, pe voi două, pentru că ea a fost inițiatoarea și poate că ar fi fain să ne spui, Amedea, ce înseamnă aceste două doamne pentru tine. Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc tare mult pentru invitație. Invitația ta a fost atât de neașteptată pentru mine, dar după ce a trecut momentul de surpriză... Mărturisesc că mai întâi ți-am întrebat soțul dacă pot să te invit și a zis liniștită că ea este prietenoasa familiei. Da, da, mulțumesc. Adevărul e că întotdeauna îmi plăcea să spun, oricui ne întreba legat de familia noastră, apropo de asta, că Dumnezeu ne-a dat nouă inteligență, frumusețe, strategie, viziune și bucurie. Eu sunt cea care aduce bucuria. Restul la soțul. Bun, așa că, introducând partea de bucurie, asta a fost tema la care m-am gândit. E tema, una dintre temele cele mai dragi ale inimii mele și de aceea primele două persoane care, la care nici n-a trebuit să mă gândesc, care mi-au răsărit pe inimă, au fost mama, pentru că ea a fost și este unul dintre cele mai importante izvoare de bucurie din viața mea. De la ea am învățat, practic, să mă bucur în orice situație. Am crescut în perioada în care tuturor ne lipseau multe lucruri pe plan material, dar niciodată mie nu mi-a lipsit nimic, pentru că am știut să văd bucuria în fiecare zi prin exemplul mamei. Și Nico a fost și este o altă mare sursă de bucurie în viața mea. A fost și este prietena, acea prietenă pe care Scriptura o descrie ca prietenul adevărat care iubește oricând și care în nenorocire ajunge ca un frate. Și întotdeauna am știut că dacă e vreme de lacrimi, știu cine o să plângă împreună cu mine, dar și când e vremea de bucurie, știu cu cine o să mă bucur cel mai tare. Așa că ele sunt mama și Nico, pentru mine cel puțin. Dacă n-aveți un asemenea prieten, găsiți-vă unul că-i de mare folos. Deci deja am făcut evidentă tema discuției noastre și m-am bucurat foarte mult, Amedea, când ai propus bucuria ca temă generală pentru discuție, fiindcă cred că cu atât mai mult în perioada aceasta de un an și ceva încoace de când ne frământăm cu pandemia asta, vedem destul de mult haos, vedem destul de multă incertitudine, instabilitate, ne vedem limitările din ce în ce mai mult, nu vedem ce se va întâmpla, sunt foarte multe necunoscute și cred că putem fi distrași sau distrase de la bucurie și parcă nu ne mai prea vine de fapt să ne bucurăm și atunci cred că acum mai mult ca oricând, în baza experiențelor noastre, cred că asemenea discuție este foarte binevenită, dar cred că ca să înțelegem ce înseamnă bucuria autentică, trebuie să dăm firul poveștii înapoi la acel moment în care noi am experimentat acea bucurie transformatoare, autentică, acel izvor nesecat care curge mai întâi în doamna Livia și apoi din doamna Livia în tine. Amedea, ce vă amintiți din bucuria asta? Sau cum ați experimentat prima dată bucuria asta care vine din Hristos, din Dumnezeu? Ca să facem lucrurile cât mai personale. Pentru mine a fost o căutare. Despre Dumnezeu știam destul de puține lucruri. Noi eram din familie ortodoxă. Eu știam că Dumnezeu este prezent de Paști, când mă ducea bunica la biserică în sat, la țară, eventual de Crăciun, dar nu întotdeauna. Și nu l-am găsit. Nu știam mare lucru despre el. În schimb, crescând, cu acea bucurie despre care vă spuneam, crescând și înțelegând pas cu pas mai multe lucruri despre viață, am înțeles că bucuria asta pe care o simțeam în fiecare zi nu e ceva normal, nu e ceva firesc, nu e ceva ce toată lumea are cu el în gentuță sau în suflet. Și cumva căutarea mea după Dumnezeu
a fost de fapt căutarea sursei acelei bucurii pe care nu mi-o știam explica. Știam că o am, o trăiam, o experimentam, o simțeam în fiecare zi și am vrut să văd de unde vine. Și practic așa l-am găsit pe Hristos. Ce aveți voi de adăugat la experiența asta a găsirii bucuriei sau izvorului nesecat? Dacă Amedea l-a căutat pe Hristos căutând sursa bucuriei, eu nu l-am căutat. Hristos m-a căutat pe mine văzând câtă secetă și lipsă de bucurie în viața mea. Nu pot să spun că am avut o viață grea sau o viață cu mari provocări, dar nu am avut bucuria deplină, bucuria cu B mare și știam că undeva trebuie să existe. Și citeam și mă gândeam că cuvântul acesta, bucurie, e așa pentru poeți și literați, ca să facă subiectul mai atrăgător. Dar bucuria aceea cu miez, eu nu am găsit-o. Și bucurii mărunte am avut în viață. Bucuriile acelea care dispar în momentul când dispare și sursa care ți-a dat bucuria aceea mică. Dar bucuria mare am avut-o când am născut-o pe Medea și bucuria aceea a rămas. Și bucuria cu B mare, având izvorul în Hristos, a venit peste mine în 23 octombrie 1994 într-o biserică, în biserica din Mănășturi. Am fost invitată la un botez, m-am dus din politețe, n-aveam de gând să mă pocăiesc, nici prin cap nu mi-a trecut. Și am fost invitată și din respect pentru cei care m-au invitat, am mers acolo. Ei, ziua aceea mi-a schimbat, mi-a transformat inima, mi-a transformat viața și mi-a dat o bucurie profundă și deplină. Și clar, deci nu mi s-a întâmplat nimic supranatural, n-am auzit voci, nu m-a atins un înger cu aripa, dar m-a atins cuvântul. Și în inima mea s-a întâmplat transformarea. Și de atunci mă bucur în Domnul și cred eu, nu știu dacă e așa, că bucurie deplină, bucurie perenă, bucurie de durată în afară de Domnul, nu există. Ana, după ce l-a primit pe Samuel, nu s-a dus înaintea Domnului, în urma rugăciunii, nu s-a dus înaintea Domnului să zică mulțumesc, mi-ai răspuns la rugăciune, mi-ai dat... A început rugăciunea, mi se bucură inima în Domnul. Și mai este o afirmație foarte frumoasă în Psalmul 34, zice, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Dar trebuie să existe un moment în care să-ți întorci privirile spre El, sursa bucuriei. Poate că discuția noastră, chiar mă gândeam la asta ascultându-vă, pentru unele dintre spectatoarele noastre s-ar putea să fie un pic bizară. Poate că nu au ajuns să experimenteze neapărat genul acesta de bucurie și sper că măcar un pic reușim să stârnim curiozitatea, dar apropo de exemplu pe care ați dat dumneavoastră cu botezul, ca eu să reușesc să dau un pic firul înapoi și să-mi amintesc de când am mărturisit eu prima dată această bucurie, m-am uitat la pozele de la botezul meu. Aveam 14 ani, o copilă, dar îmi amintesc foarte limpede și parcă acum uitându-mă la pozele alea, îmi știu trăirea de atunci, îmi știu bucuria de atunci, o bucurie sinceră la descoperirea a ceea ce a făcut Hristos pentru mine și a promisiunilor care îmi stăteau înainte. Și pe măsură ce creștem, evident, și experimentăm din ce în ce mai mult, bucuria asta parcă se ancorează și mai tare și e rafinată, e șlefuită, dar e o bucurie extraordinară când o întâlnești, adică nu e ca și cum te poți întoarce. Ai întâlnit-o și nu o vreau, întorc spatele, mă duc mai departe. Eu atunci, în 23 octombrie, am primit această bucurie care mi-a transformat inima. De fapt, în tot cuvântul care s-a predicat, cam acesta a fost laimotivul pentru tine. Cine este Hristos? Și la această de mai multe ori s-a pus întrebarea. La această întrebare eu nu aveam un răspuns, pentru că nu era nimeni pentru mine. S-a predicat din Iisus în Cezarea lui Filip atunci când, cine zic oamenii că sunt eu? Ei, la sfârșit am înțeles că și pentru mine Hristos este Mântuitorul. Și asta m-a
M-a transformat pe dinăuntru. Atunci, m-aș fi botezat. Nu știam ce trebuie să fac. Nu cunoșteam nimic despre Domnul. Nu m-a pasionat cititul Bibliei. Și când am mers acasă, pe tot parcursul zilei, tot spuneam soțului, dacă ai vedea ce e acolo, dacă ai vedea cum se cântă, cum clocotește biserica, ce viață, nu-i cum știm noi de la biserică. Și luni și marți și miercuri, zice soțul, ce ți-a făcut tu cu căiții ăștia, că ai venit alt om de acolo? Și de atunci eu nu m-am mai despărțit de biserică. Am mers la studii, am intrat imediat în lucrări, în lucrarea cu bătrânii, cu femeile, m-am agățat cu toată inima de Hristosul care mi-a umplut inima de bucurie. Și cu adevărat este bucuria mea și sper să țină până acolo sus. Nico, bucățica ta de poveste. Pentru mine, când am aflat care va fi subiectul discuției noastre, mi-au venit așa în minte mai multe gânduri. Unul dintre ele a fost ceea ce a spus C.S. Lewis despre bucurie. Bucuria este cea mai serioasă preocupare a cerului. Când am citit asta, nu sunt o persoană care bucuria îi vine așa natural sau precum foarte această, uși. La, precum această altă parte de platou. Da. De aia am zis și atât de dragi. Nu-mi vine atât de natural. Un alt gând care mi-a venit așa instant în minte a fost momentul când am crezut că am pierdut-o. A fost un moment care m-a dezechilibrat. A trebuit să stau, să zic, să-mi spun, acum ce faci? Știu că era momentul acela când s-a instalat pandemia anul trecut. Deci recent. Da, recent. Ne-au trimis acasă de la servici, nu știm ce o să fie, nu știm când o să vă chemăm. Am venit acasă, trecut o zi, o trecut două, eram... Nu găseam locul. Nu știam care e locul meu acum, ce fac. Mă copleșise sentimente de nesiguranță, de teamă. Și când mi-am dat seama, am zis, nu vreau să trăiesc așa. Știu că îi spuneam soțului, nu vreau să trăiesc așa, cu teamă, cu nesiguranță. Ce fac? Și o trebuie să stau să discut eu cu mine. Și am zis, mi-a venit în minte versetul, aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o pentru voi. Să vă bucurați în ea și să vă veseliți. Care nu este doar duminica. Și care am zis aceasta înseamnă că poate fi astăzi. Ce fac astăzi? Cum mă bucur? Nu-mi vine natural, dar nici nu pot trăi fără. Nu pot. Și așa am învățat să caut bucuria și să o găsesc. Știu că ni se spune foarte des că bucuria vine din lucrurile mărunte, dar la mine a fost atât de adevărat. Să ies dimineața afară cu cafeaua pe scări, la soare și să stau să-mi beau cafeaua și eram așa, parcă cine știe ce s-a întâmplat, să îi văd pe-a mei că se bucură de o rețetă nouă pe care am făcut-o, rețetă care credeam că o fac doar bunicile. Și am făcut-o și eu. O pâine și plăcinte. Și să mă bucur să-i văd. Și așa, cu fiecare experiență măruntă, am învățat. Am învățat și mi le-am însușit și am știut că nu trebuie să stau, nu știu, închiși, să stăm închiși, că ne închisese, oricum nu puteam, mare libertate nu ne dăduse, dar să ne bucurăm și cu alții, chiar dacă le-am un telefon, chiar dacă aud o voce caldă și bucuroasă. Și așa. Cred că ai enunțat deja foarte multe lucruri importante pe care cred că merită să le despachetăm încet, încet. Și dumneavoastră, doamna Livia, ați menționat bucuriile mici. Întrebarea mea este, bucuria mare ar trebui să
informeze cumva bucurile mici sau bucurile mici construiesc bucuria mare? Și la ce mă refer? Pentru că cineva care nu trăiește neapărat o viață de credință se poate bucura de lucruri mici, se poate bucura de viața însăși. Este suficient? Nu este suficient? Se poate pierde? Ce se poate pierde? Ce nu se poate pierde? Cum despachetăm povestea asta, diferența dintre bucuria supremă și bucuriile mici? Eu cred că bucuriile mici nu sunt de ajuns pentru suflet, pentru că nu durează. Noi am avut o viață socială foarte activă. Am mers la baluri, soțul fiind militar, la casa armată, era balul mărțișorului, balul nu știu cui, revelioane și așa mai departe. Dar de fiecare dată mă întrebam, ce caut eu în toată povestea asta? Mă luptam să mă bucur, ce-i cu atâta zgomot aici și de ce, după ce se termină, rămâne nimic, nimic. Deci eu cred că este esențială bucuria cu B mare, bucuria în Domnul. Și de atâtea ori găsim în Scriptură, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă plină de bucurie. Eu așa cred și din ce spunea Nico, aceasta este ziua, aceasta, am învățat că verbul a te bucura se conjugă numai la prezent. Wow, asta da. Asta e unul dintre lucrurile care le vom transforma în citate. Pe de altă parte, țin minte că în discuția noastră de dinainte, Amedea, tu ne povesteai despre lucrurile mici pe care le-ați făcut în pandemie și de care ați început să vă bucurați, că pe de altă parte putem să fim, exact cum spuneam la început, distrase de toate lucrurile care ni se întâmplă și nu mai știm să ne oprim și să ne bucurăm de lucruri aparent nesemnificative. Dar pe de altă parte trebuie să înțelegem exact cum ați spus și cred că aici e esența, că lucrurile astea mici se pot pierde. Ce facem atunci când pierdem? Ce facem atunci când pierdem poate oamenii din jurul nostru sau abilitatea să facem niște lucruri sau resursele să facem niște lucruri? Nu ne mai bucurăm? Amedea, tu aveai niște povestioare simpatice despre cum te bucurai tu când erai mică. Să știi că eu am rămas foarte mirată ascultându-o pe mama și m-a șocat de-a dreptul să-mi spună că ea n-avea bucurie, pentru că eu ca și copil am perceput-o ca fiind un om plin de bucurie. Hai să-ți dau, da, deci eu așa am crescut, știind că mama mea e așa un bulgăre de bucurie. Țin minte pe vremea aia, cine-și mai amintește, n-aveam căldură și era frig tare, atunci iernile erau ierni. N-aveam apă caldă și când n-aveam nici căldură, nici apă caldă, mama încălzea pe calorifer oale mari cu apă, le puneam în vană, stăteam într-un apartament așa de mic că dacă lăsam ușa deschisă la baie se încălzea de la apa fierbinte tot și wow, eram foarte bucuroși. Adică nu știam să fim necăjiți, să ne frustrăm. Și eu una cred în aceste bucurii mărunte, nici nu știu dacă sunt așa de mărunte. Eu cred că Dumnezeu ni le dăruiește. Atunci când poți să treci. Știi de ce vreau să zic? De multe ori uităm să vedem, cum se spune aia, că nu vezi pădurea din cauza copacilor. Adică noi ne concentrăm poate că pe ceva, să vedem ceva mare, grandios și nu vedem că au înflorit niște copaci lângă noi. Nu vedem că au venit la geam două păsărele și așa de frumos cântă. Nu vedem ce desen frumos au făcut copiii sau ce frumos se joacă. Știi? Și mie mi se pare că e așa de trist să treci pe lângă toate lucrurile astea care sunt comori. Deci, din punctul meu de vedere, astea sunt comorile pe care Dumnezeu, parcă se joacă uneori cu noi, împachetează niște mici comori în jurul nostru, în fiecare oră, pe tot traseul nostru. Și ne lasă să vedem dacă alegem să le desfacem și să le savurăm. Sau uneori suntem așa cu privirea mult peste orizont, știi? Și trecem pe lângă ele. Și cred că inclusiv acele bucurii mici, atunci când ne bucurăm în Domnul, se transformă absolut, în bucurii și eterne. Eterne. Așa-i. Și așa le adunăm. Uite, de exemplu, mă gândeam la Nico. Și să știi, Nico, că m-am gândit, de ce nu te-am sunat în perioada aia? Știi, când tu erai tristă și eu n-am știut. Eu am luat toată situația aia când ne-au închis în casă. Am zis, asta e o aventură, copii. Deci fiți atenți, suntem închiși în casă. N-aveți voie să stați pe tablete, trebuie să ne jucăm, să ne distrăm. Și fetele erau ușor speriate și am zis, ok, dacă mă speriu și eu, nu o să fie ușor.
Și așa cum îmi amintesc, umblam prin casă, avem așa scări și strigam, acesta nu e un exercițiu. Cine va fi surprins cu gadgeturile, va rămâne fără ele. Atenție, 3, 2, 1, știi? Și cumva ele intrau în jocul ăsta și ne străduiam să facem zilele așa. La început sau în anumite zile, pentru mine a fost într-adevăr un mic efort. Dar odată ce pui totul, știi, până anumit trec, merge bine încolo. Și cumva noi ne-am gândit că Dumnezeu vrea ceva cu această pandemie. Vrea ceva cu noi, de la noi și pentru noi, dacă ne-a închis în casă. Și vreau să spun că noi, eu personal, am petrecut cele mai profunde sărbători pascale din 40 și câți ani am, pentru că am stat împreună cu fetele noastre, ne-am pus la masă, am pus pâine și vin și eu și soțul meu, tatăl acestor fete minunate, am povestit despre cum l-am găsit pe Hristos, despre cum Hristos ne-a găsit pe noi, despre cum ne-a scos din fundul mocirlei și ne-a restaurat și ne-a curățat și câtă bucurie ne-a dăruit. Le-am povestit despre primele sărbători de Paște, când Dumnezeu și-a trimis poporul să stea în locuință și să ungă ușorii cu sânge. Și le-am spus, așa suntem și noi acum. Afară trece urgia, dar indiferent că o să fie COVID sau nu o să fie, sau o să fie altceva, când viața noastră e la adăpostul sângelui, mielului, atunci noi suntem în siguranță. Și pentru noi așa a fost. Și nu vreau, așa cum spuneam înainte, n-aș îndrăzni să dau lecții despre trei pași ca să fii fericit, șapte pași să depășești o stare de... Nici poveste. Știu că sunt oameni care trec prin provocări, prin suferințe și mi se rupe inima. Dar mă uit la noi, eu nu m-aș putea plânge. Provocările pe care le avem sunt puse cu un scop în viața noastră. În schimb, atitudinea pe care aleg să o am în fața acelor provocări e responsabilitatea mea. Cumva... Și cumva, știi, de aia, eu îmi văd viața ca un tablou mare de puzzle. Îmi plăcea să fac foarte mult puzzle-uri cu fetele. Și știi cum? Sunt fiecare piesă de puzzle, poate fi o zi în care poate am fost tristă, o zi în care am fost frustrată, o zi în care am râs, o zi în care am râs și mai mult, o zi cu prieteni. Dar ideea este că toată imaginea de ansamblu să fie o imagine a bucuriei. Adică mă gândesc când se uită Dumnezeu de sus la mine și vede imaginea de puzzle la vieții mele, cu toate eșecurile mele, cu tot ce-s eu. Îmi doresc să pot vedea o imagine a bucuriei, știu, a bucuriei că-l am în viața mea, a bucuriei că știu de unde m-a scos, că văd în fiecare zi ce mult face pentru mine și pentru viața mea și atunci... Îmi place foarte mult în perioada asta în grupurile de ucenicie. Studiem 1 Petru și chiar în primele versete vorbește despre, mi se pare excepțional, doar să te uiți să vezi ce înseamnă cuvintele astea și în contextul în care sunt puse, oamenii ăștia erau în fața prigoanei și era o treabă serioasă și lor li se vorbește acolo despre faptul că acum, măcar că acum, dacă trebuie să fiți întristați pentru puțin timp, deci există o întristare, dar întristarea nu anulează bucuria. Și mai încolo zice... că vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită. Aia e bucuria pe care cred că o trăim atunci când îl găsim pe acest Hristos, indiferent de, și apropo de altceva, de ce ziceai tu, Nico, că poate, de exemplu, noi două nu suntem atât de expresive ca ele, dar, sau bucuria noastră nu este atât de exuberantă, dar exact ce spuneam noi înainte de a începe filmarea, că buna dispoziție sau bucuria nu trebuie confundată cu buna dispoziție. Și nu înseamnă că nu putem experimenta, mai zis asta și într-altă dată, nu înseamnă că nu putem experimenta și sentimente sau emoții negative. Și acele emoții negative nu anulează bucuria pe care o avem în suflet. Și asta cred că trebuie să înțelegem, mai ales atunci când trecem prin momente din acestea dificile. Acum Amedea și cu doamna Livia zâmbesc una într-una și eu o bucurie de aceea. Nu știu cum arătați voi două triste, dar sau dacă se întâmplă vreodată. Dar se întâmplă, uite, Amedea dă din cap și aprobă, se întâmplă. Dar asta, se întâmplă. Asta nu înseamnă că nu avem bucuria aceea în noi. Da. Care face cu mult mai mult decât momentele de încercare. Pentru că așa cred, cum ați spus, că bucuria în noi, adresa bucuriei este în
inima omului, acolo îi. Și celelalte sunt în afară. Și lucrurile din afară nu pot altera, nu pot afecta în mod deplin bucuria din inimă. Că așa ne spune Scriptura. O bucurie negrăită, adică care, pe care nu o putem descrie. Nu putem descrie. Nu avem cuvintele necesare să o explicăm în profunzimea și întregimea ei. Și strălucită, adică e plină. Ne luminează, efectiv, ne încurajează, e ceva viu, nu e ceva care trece oricum. Și totuși, mă întorc din nou la ce spuneai tu, Nico, ce facem în momentul în care avem impresia sau credem că am pierdut-o? Ați trecut pe acolo? N-ați trecut pe acolo? Cum a fost? Foarte greu. Am avut, Nico știe, am avut niște momente, știți că este așa trendul ăsta uneori în ce creștinii n-au depresii, nu se poate așa ceva, nu, un creștin adevărat, nu, ok. Am avut perioade foarte grele când mă uitam la mine, totul era la fel în viața mea, toate realitățile vieții mele care până atunci îmi aduseseră așa de multe bucurie, parcă nu mai făceau același click. Și era o tristețe cumplită pe care nu știam explica, nu știam gestiona, niște stări. Nu știu, dar n-aș putea să mă diagnostichez acum că am fost cu depresie sau n-am fost, dar știu că am fost în perioade fără bucurie și că sunt foarte grele și sunt cumplit de grele. Și în momentele alea Nico știe că pun mâna pe telefon și ne întâlnim sau vorbim sau... Și e așa de important. Știi că ai spus la început că cine n-are un astfel de prieten, da, să-și cine n-are, da, da, să știi, să știi. Deci toată mărturisirea asta, tot, și din nou, asta face Dumnezeu cu mine și pentru mine. Faptul că mi-a dat așa oameni în viața mea, pe care să am, sau cu care să am încrederea să îmi împart suferința. Știi? Că așa prieteni de vreme bună, cred că sunt, destul de mulți, știi? Da, atunci când ai un prieten cu care poți să-ți împarți zilele astea grele și care să te ajute să-ți reamintești cine ești tu de fapt. Asta e așa de important. Da. Care să nu te afunde mai tare. Absolut. Care să nu discrediteze neapărat ceea ce trăiești și experimentezi, pentru că de multe ori ceea ce ne supără pe noi, nu-i supără și pe alții, știi? Poate mă la tine și zic, hai să fim serioase, pentru atâta? Da, pentru atâta, de multe ori pentru atâta. Și atunci, cum știe un prieten să te ridice de acolo? Să fie cu tine, să umble cu tine, dar la un moment dat să te și ridice ca să nu te afunzi prea tare în stările astea. Doamna Livia, ați pierdut? Ați crezut vreodată că ați pierdut bucuria? Da, am crezut. Acum 3 ani am fost diagnosticată cu un carcinom în zona aceasta. Și eu nu m-am speriat de diagnostic, deloc chiar. Dar după ce m-au operat și mi-au decupat nasul și mi-au reconstruit în timpul convalescenței, era monstruoasă, nu urâtă, monstruoasă. Și m-am uitat așa în oglindă și m-am speriat de mine și am zis, Doamne, dar chiar cu mine ți-ai găsit să lucrezi în felul ăsta? Am fost supărată, nici nu vă pot spune cât. Dar eu am câteva grupuri pe care le frecventez, grupuri de rugăciune. Cel puțin 3 zile nu m-am putut ruga, am fost furioasă maxim. Nu știu dacă tristă, dar furioasă am fost. Și mi-am sunat surorile din grupuri să se roage pentru mine, în primul rând să-mi redea bucuria Domnul și încrederea și nu mi dator Domnul cu nimic să mă țină sănătoasă. Și după 3 zile, că așa eram în putere, numai că eram mutilată așa, după 3 zile făceam mâncare în bucătărie și am început să cânt. Eu cânt foarte mult, n-am nu știu ce voce, dar cânt mult. Și am început o laudă mai înfocată în timp ce mestecam într-un... Și m-am dus mai departe cu cântarea și zice soțul, zice, dar ce-i cu tine? Wow, zic, m-am vindecat! Am știut că m-am vindecat. Cântarea care mi-a venit pe buze a fost semnul că, ce-i asta? În fond, asta e ceva ce vine și trece. După ce am depășit și cât de cât lucrurile s-au reparat, s-a îmbolnăvit soțul cu un diagnostic destul de urât și cu multe semne de întrebare. Și atunci am înțeles că de fapt nu sunt atât de puternică cât mă cred
și că soțul meu e mult, mult, mult mai valoros de, pentru viața mea decât am crezut eu până atunci. Pentru că cel puțin 7-9 zile a fost așa, cu semn de întrebare, viața lui. Dar în toate astea, cum zice în Psalmul 16, când este el la dreapta mea, nu mă clatin, dar trebuie să am conștiința că e la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură și sufletul mi se veselește, pentru că e Domnul la dreapta mea. Deci am avut și eu. De aceea, cred că am vorbit prea mult. Nu, vă ascultăm cu foarte mare dragă. Bucuria în Domnul nu ține de circumstanțe. Și am să vin cu un verset pe care îl iubesc foarte tare, din Habacuc. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Și asta îmi doresc din toată inima mea. Bucuria mea să rămână, indiferent ce se va întâmpla în viața mea, bucuria mea în Domnul, că și aici se specifică. Da. Și asta cred că ne vorbește foarte puternic despre cât de important este să știm care ne sunt convingerile. Când ne lovește câte o perioadă de asta sau vine ceva neașteptat și ceva greu de digerat și de dus, trebuie să știm în ce credem și în ce ne-am ancorat, de fapt. Nico, cum stai cu bucuria un an mai târziu? Mulțumesc Domnului! Stau bine! Dar să știi că în fiecare zi vorbesc cu mine. Și copiii mă ajută să-mi dau seama că nu am, să știi, că mă întreabă, ești supărată? Și îmi dau seama că nu am o pricină să fiu supărată, dar în momentul ăla îmi dau seama că n-am bucuria. Și cum ziceai și eu, cred că e foarte important, pentru că acolo merg, mă întorc și apelez la ceea ce a făcut Domnul pentru mine, la cum a răscumpărat, la ceea ce mă cheamă în fiecare zi. Și este o luptă. Este o alegere. Este bucuria o alegere? Este. Nico ne provoacă așa, livrează câte ceva. Este o alegere sau bucuria sau manifestarea bucuriei? Cum e cel mai corect să spun? Eu cred că amândouă. Pentru că spui tu de tabere, așa, nu de tabere neapărat, că noi suntem un pic mai exuberante. Nu înseamnă că noi suntem mai bucuroase decât altcineva care poate are o manifestare mai reținută. Nu înseamnă deloc. Noi suntem mai zgomotoase așa, ca și mai vorbărețe ca așa, ca și temperament. Dar așa cum dragostea e o decizie și e o decizie de fiecare zi, tot așa și bucuria. Ține de alegeri. Asta eu spun din experiența mea, din nou, nu o luați ca și axiomă sau ca și lege universal valabilă. Noi avem 3 fete. Fetița cea mare, Sara, împlinește 17 ani și acum eu mă pregătesc pentru nepoți. Mi-a pus, da, bineînțeles, deja așa, mă uit cu bucurie către vremuri și mă rog pentru vremurile în care să mă pot juca cu nepoții și mi-am pus cărți deoparte și jucării. Și sigur că vorbesc mult cu ea și cu Rebecca și cu Estera, care sunt mai mici, despre bucurie, despre relații, despre dragoste. Și îndemnul meu ca mamă pentru ființele pe care le iubesc cel mai mult de pe pământul ăsta e să învețe ceea ce e important și corect. Și am spus, fetele, dragostea nu e așa un fior care vine, trece, floricele, inimioare, roz. Dragostea este acea decizie cu care te trezești în fiecare zi și spui și astăzi hotărăsc că te iubesc foarte mult. Drept urmare, hotărăsc că sunt plină de bucurie și hotărăsc să-mi trăiesc fiecare incident, fiecare minut sau oră asumându-mi acele decizii. Și atunci când aș putea să fiu nemulțumită, că de ce trebuie să aspir numai eu părul de pe jos, să zic, sunt așa de binecuvântată că am după cine să aspir păr, că am 3 copile minunate care au păr, că am puterea să fac lucrul ăsta
Și sigur că da, o să le fac eu observație, să zic, ai fetelor, că sunteți fete, mai puneți și voi mâna. Dar aleg să nu fiu frustrată de lucrul ăsta, știi? Sigur că nu-mi iese întotdeauna, sigur că se mai aude de sus și fetele știu, hopa, s-a enervat mama. Știi? Dar încerc să trăiesc cu această decizie și să iau această decizie în fiecare zi. Aș vrea să abordăm foarte scurt un mit, pentru că am vorbit și despre bucurile mici și despre cum se manifestă bucuria, că unii sunt mai exuberanți, alții mai puțin exuberanți. Cred că de multe ori trăim cu impresia, general vorbind, că dacă am avea mai mult, am fi mai bucuroși. Deconstruiți acest mit. Vai, deci cred că noi femeile mai ales, poate și bărbații, nu mă prea pricep așa, dar cred că totuși ei, dar noi femeile trăim uneori, eu mai cad în această capcană să văd pe internet să-mi apară o reclamă undeva pe o social media, eu știu, cu o poșetă nouă, cu o ceantă și Deci asta, când o să am așa ceva, mamă, dar ce fericire! Și ce bine o să te simți! Și o să te simți bine! Dar nici măcar Adelina! Deci, povesteam cu Nico și spuneam, cred că am îmbătrânit sau ceva mi se întâmplă. Fac lucrul ăsta, mă uit într-un magazine virtuale, pun în coșia aia și cealaltă și cealaltă și încep să mă distrez, să zic, eu de fapt n-am nevoie de toate lucrurile astea și las coșul ăla plin și am plecat din magazin. Și așa de mare bucuria acum, dar am trecut prin momente în care am dat bani pe temirice, lucrușoare care, ok, poate că mi-au adus o zi de bucurie, o zi jumate, sau poate că au zis, Doamne, mi-au întors bucuria, să zic, ce-a fost în mintea mea să dau banii pe așa ceva? Da, și cred că mai ales atunci când ne dorim sincer, nu știu, poate ne dorim sincer să avem parte de un concediu mai relaxant, nu știu, în ceva țară exotică sau... Poate că, nu știu, ne dorim niște lucruri pe care nu le-am avut niciodată. E o dorință sinceră. Și atunci, cred că proiectăm astfel viziunea asupra bucuriei, când ne gândim, măi, dacă aș avea lucrurile astea sau dacă aș avea parte de ele, sigur aș fi mult mai bucuroasă. Cam așa gândim. Dar nu e așa. Zicea Medea că e surprinsă de faptul că eu mărturisesc că nu am avut bucurie. Eu ca structură sunt un om pozitiv, ca structură și optimist. Și m-am bucurat, am știut să mă bucur de lucrurile mărunte, dar bucuria aceea măreață în Domnul, aia n-am avut-o. Și astea se duc și rămâne un fel de pustiu în inimă. Deci eu am știut că mai am 3 picături în pahar și dacă nu mai am 3 picături în pahar, am paharul și tot e bine. Deci cumva în felul ăsta mi-am trăit viața și am învățat să nu-mi doresc lucruri pe care nu mi le pot permite, pentru că n-am avut resurse financiare. Deci nu mi-am dorit că, vai, dacă aș avea, nu știu ce aș fi fericită. Nu. Deci... Și mă bucur că faceți mențiunea asta, pentru că un alt lucru pe care cred că trebuie să-l înțelegem în societatea noastră modernă, că nici pozitivismul nu trebuie să se confunde cu bucuria. Da. Sunt două lucruri deci diferite. Deci pozitivă eram, dar nu eram bucuroasă. Și apoi, bucuria are mai multe trepte, ca și nuanțele unei culori. Că vedeți că și în limbajul laic zice, uai, ce bucuros am fost, dar după aia zice, mă bucur din suflet. Ce mare bucurie am avut că... Deci bucuria are mai multe trepte și bucuria aceea de nu mai poți de bucurie, îi, Domnul, asta e părerea mea. Deci vorba Medei, nu dau eu definiția ale bucuriei. E vorba de experiența mea personală. Da. Ce alte efecte aduce această bucurie nespusă în viața de zi cu zi? Știi cum? Cred că aici ai o stradă cu dublu sens. Adică bucuria asta nespusă și aduce efecte, dar cumva și ea, la rândul ei, este generată de anumite trăiri sau, de exemplu, mă gândeam la recunoștință. În momentul în care tu ești recunoscător, asta generează bucurie. Pentru că, luând de exemplu cu vacanțele exotice, sigur, suntem foarte diferiți.
poate nu pot să merg anul ăsta, nici anul ăsta, poate nu o să pot nici anul viitor să merg într-o vacanță exotică, dar sunt așa de recunoscătoare că mă pot duce să mă plimb în Hoia cu câinii și cu fetele mele, sau că fug până la Mărcești și stau între mesteceni. Cumva, dacă aș rămâne ancorată în să tânjesc după ceva ce deocamdată poate nu îmi pot permite sau nu pot ajunge la acel ceva, dacă știu să fiu recunoscătoare sau pot să fiu recunoscător pentru lucruri care îmi sunt accesibile și îmi pot provoca bucurie. Știi, e așa, ca și la matematică, deși matematica a fost limbă chineză și este în continuare pentru mine, știi, dar cumva așa, logic. Și în momentul când știi să fii recunoscător, trăiești o viață cu bucurie pentru ceea ce ai și bucuria asta merge mai departe, se transmite. Nu știu cum, așa cum eu am luat-o de la mama, știi, am văzut-o așa, și cumva mi-am însușit-o și îmi doresc cumva să rămână în copilele noastre. E o bătălie uriașă pentru copiii noștri. Cum faceți asta? Cum facem asta? Pentru că mie mi se par, voi sunteți mămicile aici, mie mi se pare că din ce văd eu în generația mea, în generațiile care vin în urma mea, e din ce în ce mai greu ca tinerii, adolescenții, copii să fie mulțumiți. Adică sunt atât de mulți stimuli, atât de multe lucruri se întâmplă, atât de multe lucruri văd. Eu îmi desc când eram noi în școală, când mi-a apărat câte o chestie de-asta mică, nouă, păi dacă avea unul din clasă, ne bucuram toți la grămadă că... Țin minte când au apărut, de exemplu, pixurile cu culori multiple. Păi nu aveam toți, dar când venea câte unul, trecea pe la toți copiii din clasă. Știi? Adică ne bucuram foarte tare. Ei, acum... altele sunt provocările și nu știu cât de, poate putem vorbi un pic comparativ cum a fost pentru dumneavoastră versus cum e pentru voi acum ca mămici să emulați această bucurie și să transmiteți mai departe. Din nou, mă pot referi strict la viața mea. Mi-am dorit încă înainte să avem copilele astea minunate, înainte ca Domnul să ne facă bucuria asta, noi după ce ne-am căsătorit am spus tuturor prietenilor că noi ne dorim 3 fete, că numele lor vor fi Sara, Rebecca și Estera și toată lumea stătea cu ochii pe noi, na, hai să vă vedem. Și Dumnezeu ne-a dat-o pe Sara, care nu dormea nici ziua, nici noaptea și eram ca niște zombi amândoi și deja galeria zicea, na, mai vreți copii, mai vreți? Nici o problemă, urmează Rebecca. Și-a venit Rebecca și zice, ok, acum o să fac, mai vreți, mai vrem, să vedeți că o să vină un băiat. Nu, o să vină Estera, știi? Și-a venit Estera și eu având împreună cu Ovi, cu soțul meu, gândul ăsta, că de fapt valoarea noastră aici, pe pământ, e familia noastră și activitatea profesională, așa ne-am organizat-o încât eu să am principala mea profesie mamă, atunci când voi avea copilele astea. Și am activat în diferite zone de business care să-mi poată da ulterior timp și resurse materiale. Și tot ce e în jurul lor acum, toată presiunea asta care vine pe social media, pe toate canalele posibile, tu trebuie să, ca să fii cu adevărat în cărți, trebuie să arăți așa, ca să fii fericită, trebuie să ai și tu și pantofi din ăia și coafură așa și haine de la firma X. Și gadgetul celălalt. Exact, exact. Și tinerii din ziua de astăzi cresc nefericiți, crezând că fericirea lor depinde de acei stimuli care le sunt transmiși non-stop. Mm-hmm. Și aici, cred că Nico vă confirmă, nu știu cum e cu băieții, dar cu fetele, e nevoie de foarte mult timp. Mm-hmm. De foarte mult timp în care, cu argumente, cu discuții, cu emoții, cu tot ce trebuie, ele să înțeleagă că ele sunt frumoase așa cum sunt ele. Că întotdeauna și eu îi spun fetei, Sara, i-am povestit, cu Sara, frumusețea e trecător. Sigur, e un clișeu asta că frumusețea e trecătoare. Dar însă, iubita mea, întotdeauna va exista cel puțin o fată mai frumoasă decât tine. Ai grijă ca acel soț pentru care eu mă rog de când erai tu mică să nu vină lângă tine datorită frumuseții tale fizice, să vină lângă tine datorită inimii tale, a valorilor tale, a vieții tale. Pentru că dacă vine pentru frumusețe, automat o să vadă în scurt timp frumusețe în altă parte. Și asta le spun. Fete mai frumoase o să existe întotdeauna. În schimb, fete cu o dragoste mai frumoasă ca voi, nu o să fie niciodată. Așa cum puteți voi iubi, nu poate nimeni altcineva. Voi puteți iubi cu o dragoste unică și asta o să vă facă strălucitoare, o să vă facă unice. Și asta e valoarea voastră cea mai mare. Alegerea de a fi un copil adevărat al lui Hristos
Și da, tot timpul trebuie să fii să le repeți lucrurile astea, pentru că da, le spui, ele sunt bucuroase, ok, fac chiar click undeva, știi? Și cumva timpul ăsta pe care părintele îl investește în, în sufletul și în mintea copilului, eu cred că e esențial. Doamna Livia, nu doar ca mămică, și ca bunică, vi se pare diferită provocarea? Categoric, da. Generațiilor, adică categoric, se bucura Amedea, da, mai ușor decât se bucură nepoatele. Da, Amedea a fost un copil așa de bucuros și de ușor de iubit și ușor de educat și, da, și multă lumină și multă bucurie mi-a adus înainte de a-L cunoaște pe Hristos, că de fapt de acolo era bucuria. Pe și după tu, mami. Și după, că ai, ți-am adus și bucurie după. Înainte, dar și după ce l-ai cunoscut pe Hristos. Mai ales după. Și ce bizar, nu? Pentru că atunci când era atât de puțin, apropo de ce am zis mai înainte, cu cât ai mai mult ești mai bucuros sau mai fericit, așa. Realitatea spune altfel. Așa este. Da, adevărul este că trebuie să te armonizezi cumva cu condițiile de acum. Mie mi-este foarte greu, din când în când mă mai implic și eu la teme, la una alta. Lucrurile mi se par complet diferite, parcă eu n-am trecut prin școală, parcă. Da, dar sunt minunate. Îmi place că știu să aibă păreri, că știu să și le argumenteze, că au personalitate, că au caracter puternic, fiecare în felul ei. Dar sunt alte generații, alte generații. Nico, tu ne confirmi cum e la voi în familie? Eu aici m-am simțit responsabilă, pentru că cred că e puterea exemplului și atunci m-am responsabilizat, m-am povărat un pic, recunosc. Și cred că, cum mai vorbeam cu Livia și cu Mede, degeaba le-am tot spune diverse lucruri sau le-am explicat foarte frumos sau pe înțelesul lor. Cred că ceea ce văd, aceea fac, asta am văzut. Mi-am văzut atitudini în ei, reacții, care m-au bucurat unele care nu m-au bucurat, dar m-am oglindit și mi le văd și în Carisia de multe ori și stau și mă pune pe gânduri și știu că trebuie să schimb. Deci eu cred că e puterea exemplului și asta mă lupt. Cred că e tot așa o luptă să fiu și sper să reușesc și că nu sunt trasă de mânecă în casă la mine. Doamnelor, cum glumeam la început, ăsta este primul episod din seria bucuriei sau a oricărei teme în formatul acesta. Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezență, dar și pentru deschidere, pentru vulnerabilitate. E așa de bine să auzi din când în când, da, mă simt împovărată sau da, am crezut că am pierdut bucuria. Pentru că nu vorbim, rare ori vorbim deschis despre lucrurile astea și întocmai transparența asta cred că e necesară în conversațiile pe care le purtăm în viața de zi cu zi. Acolo vrem să țintim și cu emisiunea asta, să vorbim despre viața așa cum e ea, cum ne lovim. Știm în ce credem, dar ne lovim și de realitate și mulțumesc că ați fost atât de deschise și de frumoase și de pline în ce ați avut de spus și de-abia vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi, că ne-ați urmărit, exact cum spuneam și la început. Sper din toată inima că am reușit să stârnim un pic de încurajare sau un pic de curiozitate referitoare la ce am discutat noi aici și până ne vedem data viitoare, vă îndemn și vă încurajez și aș îndrăzni să spun că mă rog chiar să descoperiți din ce în ce mai mult din această bucurie supremă. Să ne vedem cu bine!